Salut! Suntem la Târgu de Caravaning, la București și am venit la standul firmei Simplaris. Ei se ocupă de conversii și o să vedem ce lucruri interesante au aici. Bine ați venit și ne bucurăm să fim prezenți pentru prima oară la târg. Sperăm să nu fie primul an. Este o experiență nouă pentru noi și suntem foarte bucuroși de feedback-ul primit. La câta participare sunteți? Este prima oară când suntem în public expuși, să spunem. Am fost underground undeva în jur de 2 ani. Am adunat experiență și acum am venit cu prima și cu ultima conversie. De cât timp vă ocupați cu conversiile? Am început acum 2 ani și jumătate, undeva în perioada pandemiei, ca mulți alții, și ne-a plăcut enorm, am transformat într-un business și sperăm să creștem cât mai mult. Ce servicii oferiți voi pentru client, în afară de a face o conversie de la A la Z? Am făcut și multe upgrade-uri electrice, mulți clienți cu autorulote standard, noi chiar vin și ne cer acest lucru, mulți vor să aibă experiență off-grid, mult mai extinsă decât ceea ce oferă un camper van stock. Facem conversii parțiale, conversii integrale și de curând inclusiv rulote și alte accesorii, fibra de sticlă și avem colaboratori în mai multe domenii. Vlogul nostru se adresează tuturor rulotiștilor și avem un focus special pe partea de conversii. Mulți dintre urmăritorii noștri fac conversii în regim do-it-yourself. Care ar fi punctul vostru de vedere cea mai mare provocare la o conversie în regim do-it-yourself? Cred că să facă lucrurile bine de la început, pentru că toți au nevoie de o perioadă de învățare și atunci când faci prima dată, invariabil o să greșești sau o să faci mai greu sau așa mai departe. Asta cred că e principalul challenge. Mai ales când ai foarte multe informații pe net, nu știi să discerni, nu știi ce ți se aplică ție sau ce material, ce metodă și așa mai departe. Da. Și de exemplu, dacă vrea să-și facă o do-it-yourself, dar vrea să apeleze pentru o parte dintre lucrări la voi, de exemplu, nu știu, scaune omologate, partea de omologare, puteți să-i ajutați de acestea? Da, sigur, ni se cere din ce în ce mai des acest lucru. În principal, dorim ca elementele de siguranță să le montăm noi, evident, tot ce înseamnă trape, ferestre, scaune, evident, și alte accesorii și precum să agreăm un sistem de montaj pentru mobilier care să fie sigur, în primul rând. Da, ok. Unde pot să vă găsească oameni? Ne găsesc foarte ușor pe site, pe campervans.ro și de acolo pot să ia legătura. Exact, da. Cei de la Simplaris au venit cu două conversii aici. Vom intra prin fiecare și ni le va prezenta cel care le-a și făcut. Spune-ne puțin ce mașină avem aici. Avem un Sprinter L4H2 cu o supraînălțare de fibră de sticlă. Așa a venit mașina. Clientul ar fi preferat să aibă chiar un H3, dar sunt mai dificil de găsit, așa că a apelat la această soluție pe care am convertit-o în jurul unui singur scop, acela al sporturilor cu motor tip enduro. Aici a fost punctul central care a dictat tot designul. Practic avem nevoie de un spațiu de depozitare pentru două motociclete, cu patul deasupra, un garaj izolat cât mai bine, contra mirosurilor, și cu un pat rabatabil care să permită accesul motocicletelor cu motorul pornit. Hai să vedem partea de garaj. În această configurație practic permite accesul cât mai facil cu motocicleta. Se pune o rampă și clientul poate urca cu motorul pornit, stând cât de cât în picioare. Când încărcarea s-a terminat, foarte simplu se poate închide. Deci, practic, doarme deasupra motocicletelor. Exact, și acum patul are susținere în toate punctele. Da, foarte ingenios. Cum ați ajuns la soluția asta? Ați conceput-o voi sau ați găsit unui auto? Este o soluție de inspirație, practic. Este o firmă germană care face ceva similar. Noi cred că i-am depășit, am mai îmbunătățit pe aici, pe acolo, dar sistemul există, nu e, să spunem, o invenție deosebită, dar
Este foarte, foarte, e foarte practic și da. Da. Și aici aveți în partea stângă, bănuiesc, rezervorul de apă, nu? Este un rezervor de apă custom, da, de exact, de fibră de sticlă. Câți litri de 150 are? De litri. Avem partea asta de depozitare, diverse accesorii pentru motociclism. Aici avem un sistem electric Victrol de 10 kW, litiu. Multiplus. Aveți și un compresor sănătos? Avem și un mic compresor pentru umflat roți și alte operațiuni inerente, da, sportului. Spațiul de depozitare în rest, totul cât mai îngust, ca să permitem un acces cât mai ok pentru motociclete. Da. Avem niște suprafețe de uzură acolo din PVC masiv, pentru că ghidonul produce niște daune destul de mari. Avem de asemenea o bară de protecție, care este exact la nivelul roții, care ajută la blocarea motocicletelor. Se pretensionează în podea și sunt foarte bine asigurate. Cam la ce greutate ați ajuns cu conversia? Este undeva la limită, la 3200 de kilograme. Și dacă bănuiesc că dacă încarci motocicletele, depășești. Da, e ceva pe care clientul și-a asumat cumva de la început. Da, da. Ați montat și perne de aer? Da, are și perne de aer. Văd că aveți o calitate foarte bună la mobilier. Lucrați cu CNC-uri, bănuiesc. Lucrăm, da. A, astea sunt rampele pe rampa care de acces, da. Frumos. Truma combi de? Truma combi de? Da, de 6D. Da. De 6, în fir. Super. Hai să vedem și multul. Am intrat în camper van, nu știu cum să-i zic, atelier mobil, vehicul de aventură. Vehicul de aventură. Este foarte interesantă soluția pe care voi ați ales-o pentru zona de cabină, pentru pivotarea scaunelor. Fiind un Mercedes Sprinter, se găsesc soluții foarte ingenioase pentru partea de banchetă dublă. Trebuie să vedeți acolo, bancheta este întoarsă, la fel și scaunul șoferului. Cum ați ajuns la această soluție? Unde ați găsit Tot așa, clientul a fost foarte bine informat, le-a găsit și le-am procurat pentru el și s-au montat și se folosesc așa cum ar trebui. Da, foarte mult ajută la spațiu. Și voi aveți aici câte locuri cu centura? Avem cele trei locuri în față cu centura asta. Mm-hmm. Sunt, deci nu s-a mai făcut și nu. Pentru bancheta spate. Bancheta aceasta găzduiește tehnica de încălzire. Practic avem o truma, deci 6D. Deci pe motorină. Pe motorină, da, și pompă de apă, tot echipamentul este aici. Altfel nu prea mai avea unde să fie. Da, da, în momentul în care faci o conversie de genul ăsta, totul este foarte compact și trebuie gândit totul foarte bine ca să optimizezi foarte bine spațiile. Văd că și zona asta de blat de bucătărie este destul de spațioasă. Ați reușit să obțineți un blat destul de lung. Da, eu zic că în condițiile actuale și cu ocuparea din spate a garajului este un spațiu foarte, foarte util și ok pentru viața de zi, să spunem. Se și poate găti. Ați mers, deci practic nu aveți gaz, totul este electric. Nu, practic noi n-am făcut nicio conversie până acum care să mai necesite gaz. Toți clienții ne cer electric și gas free, practic. Și de ce crezi că se cere mai mult electric? Din motive de siguranță sau e trendul ăsta cu energia verde? Da. Pentru că odată bateriile au ajuns la un preț foarte competitiv, deci litiu este mult sub prețurile de altă dată. Îți permiți un banc de baterii decent, îți permiți niște panouri solare care se încarce și mai ales o încărcare alternator care te salvează în orice situație. Chiar dacă nu ai soare, o să ai motorină și atunci vei încărca tot timpul bateriile. Da. Și ai o resursă minus de care să-ți faci griji, practic, gazul. Văd că și baia este foarte generoasă, foarte spațioasă. Ați folosit o cădiță de duș dedicată sau? Da, este o cădiță de duș set cu toaletă, tot Tedford. Și a fost o cerință a clientului să aibă o baie spațioasă, pentru că, evident, după o zi de motociclism, vrei să ai un duș foarte... Să scap de mirosul, exact, de benzină și de fum. Un duș serios, nu i-a trebuit chiuvetă, dar... Da. Ce material ați folosit aici la interior pentru zona de cabină? Este o combinație de materiale, avem un PVC înfoliat pentru pereți și hips pe partea din spate. Noi lucrăm în general cu un sistem de profile de aluminiu,
pentru că este cel mai ușor sistem. Faceți practic structura mobilierului? Da, este o structură tip schelet, care nu necesită multe panouri de lemn interioare, care adaugă o greutate suplimentară în cazul unui mobilier clasic și pentru noi practic este doar un schelet și acoperit la exterior cu fețe de uși sau panouri decorative sau frigider sau alte lucruri de genul ăsta. Da. Acum știu că e bucătăria voastră internă și secretul comercial, dar așa dacă ar veni cineva la voi cu o dubă și ar zice, bă, vreau ceva de genul ăsta, cam cât l-ar costa? Nu, un ordin de mărime, nu trebuie o sumă. Da, o conversie la nivelul ăsta costă undeva între 15 și 20 de mii de euro, deci numai partea de manoperă. Și materialele în funcție de ce alege? În funcție de, da, în duba aceasta ai intrat, de exemplu, materiale în valoare de 30 ceva de mii de euro. Oricum, dacă compari cu o variantă nouă la cheie, și având în vedere și faptul că e custom made și pliată pe cerințele clientului, eu cred că este un preț foarte competitiv. Da, noi vrem chiar să studiem posibilitatea să facem în serie acest model, pentru că sunt mulți doritori și... Este cerere mare, da, sunt mulți pasionați de motociclism. Da, și au și fondurile necesare, că până la urmă e un subiect și ăsta destul de delicat, să zicem. Da. Văd aici că aveți trapa asta interesantă cu aer condiționat. Da, de fapt, aerul condiționat cu trapă. Ne spui două, trei vorbe despre modelul ăsta? Da, este un Dometic Freshlight, cred că e modelul lor de top. Include și trapa de iluminare. Fiind un sistem electric atât de complex, faptul că e pe 220 nu incomodează, este... Câți ampere au bateriile? Ce capacitate? Avem 5 kWh, deci practic 400 de ampere-oră, tot sistemul este Victron. Deci în caz că se rupe ceva la motocicletă, poate să și sudeze, dacă e cazul. Poate să facă orice, da. Nu mai să aibă la el sculele necesare. Super. Două, trei vorbe aș vrea să ne spui despre partea de izolație, de însonorizare, cam ce materiale ați folosit și dacă ai câteva recomandări pentru cei care vor să-și facă și ei o lucrare similară. Noi folosim materiale tip Armaflex, autoadezive, și dublăm izolația pe coaste, pe longeroane, deci practic nu este nimic expus. Sfatul nostru din experiență este ca la lipirea Armaflex pe Armaflex, cine dublează și este bine să se dubleze, mai ales pe coaste, să se introducă un adeziv între ele. Deci practic un spray auto, pentru că datorită adezivul, vibrațiilor în timp se desprinde. Da, adezivul nu prea ține Armaflex pe Armaflex, practic, adică în timp se va desprinde și noi am observat asta în experiență. Deci cel mai bine un spray auto, un adeziv de contact auto între ele. Da. Noi nu recomandăm iarăși spuma poliuretanică. Am văzut că foarte mulți apelează. Am văzut că mulți folosesc, dar e destul de mizerabil să lucrez cu ea și cred că sunt probleme dacă ulterior ai un accident sau ceva și trebuie să îndrept să... Da, în principal este factorul acesta de siguranță. Practic, dacă amestecul acela nu este bicomponent, nu este foarte bine gândit, va degaja izoceanuri pe toată perioada de trai a dubei și fiind închis perfect într-o bulă de metal, nu este chiar cel mai safe. Da. Bineînțeles, fiecare dictează în proiectul lui și la noi în Ardeal se spune că cetărașii cântă cum cere cel care plătește muzica, deci trebuie până la urmă. Sunt multe opinii și... Da, dar mulțumim mult pentru acest pont, pentru că mulți dintre urmăritorii noștri caută astfel de informații. Avem foarte multe vloguri tehnice pe limba engleză, din păcate pe limba română sunt destul de puține și atunci încercăm să... aducem informații cât mai relevante. Bine, mulțumim frumos pentru prezentare. Mulțumim. Încă o dată te rog să ne spui la cine am fost și unde vă găsim. Eu sunt Cristi de la Simplaris și ne găsiți pe campervans.ro. Vă așteptăm. Perfect, mulțumim. Mulțumim.